Bună dimineața, dragii mei Didi și Loredana! Astăzi suntem în data de 3 decembrie și pe fila calendarului cu povești scrie că pe 3 decembrie 1991 a murit Petre Țuțea, filozof înzestrat cu talentul oralității. A fost deținut politic timp de 13 ani, iar dintre scrierile sale amintim Între Dumnezeu și neamul meu, Bătrânețea și alte scrieri filozofice. Ce place la Țuțea? Ce uimește? Ușurința cu care se pronunță asupra oricărui lucru? Lipsa de crispare intelectuală de scrâșnit al spiritului? La el, citatul erudit curge firesc de pe buze. Omul respiră filozofie și expiră teologie cum respirăm noi aerul. Se simte ca peștele în apă clarificând concepte, se amuză povestind tinerilor din Sfântul Augustin și din Platon, știe ce e politica și judecă fără rest. Poate tocmai această plăcere de a închide orice într-o formulare memorabilă îl face unic pe Țuțea. Sigur, când rostești sentințe, riști să și greșești, iar Țuțea are erori de apreciere monumentale, are erori tulburătoare, are erori delicioase. Dar la el, erorile sunt fecunde, te pun pe gânduri, te invită să-l contrazici. O eroare a lui Țuțea e mai bună decât 10 adevăruri sterpe, scolastice. Spune și voi cum sună asta. Democrația e ca jigodia la câine, nu scapă decât cei puternici. Sau, babele evlavioase merg la absolut rugându-se, iar filozoful trâncănind silogisme. Sau încă, dacă într-un salon, într-un colț, unul fumează și tace, ăla e inginer. Cum să nu-l iubești pe Țuțea? Parcă spiritul se plimbă printre noi în pantalon de pijama, făcându-ne cu ochiul. Aceasta a fost povestea zilei de astăzi. Didi și Loredana, înapoi la voi!